Oana Zăvoranu, filmată în timp ce spăla parbrize și a primit 5 lei. Bă, dar e frumoasă, Oana, rău, mă. Nu știu cum arată la anii, nebun. Ia. Yeah. Așa, Oana, așa. așa. Așa, așa. Așa, așa. Așa, așa. Oana. În ce situație a ajuns actrița? Oana Zăvoranu a fost filmată în timp ce spăla parbrize într-o benzinărie din capitală. Actrița a primit o provocare pe Tice Toc și nu a dat înapoi când a fost vorba să o ducă la bun sfârșit. Deși s-a spus că are multe probleme de ordin financiar, dar și în căsnicie, Oana Zăvoranu pare că nu este deloc afectată de greutăți. Actrița își petrece multe ore pe Tice acolo unde face live-uri și este provocată să se pună în diferite situații. De data aceasta, vedeta a fost provocată să spele parbrize, iar ea a luat provocare în serios fără să stea prea mult pe gânduri. Oana Zăvoranu s-a lăsat filmat ca să demonstreze că face provocarea în timp ce spăla parbrize într-o benzinărie din București. Pentru munca prestată, actrița a primit 5 lei. Actrița ia în serios activitatea sa pe toc, pentru că ea poate câștiga destul de mulți bani cu această aplicație. Recent, Oana Zăvoranu a mai fost provocată să cânte Numai iubirea, melodia pe care Pepe a cântat-o pentru serialul românesc cu același nume, telenovela de la Acasă TV în care fosta lui soție a jucat. Oana Zăvoranu se confruntă cu probleme. După ce recent s-a spus că divorțează de Alex Așaf și că bărbatul ar avea deja o altă relație, Oana Zăvoranu este din nou într-o situație neplăcută. Vedeta ar putea rămâne fără apartamentul în care locuiește în prezent. Casa Oanei va fi scoasă la licitație, din cauza unei datorii pe care aceasta ar avea suma datorată de Oana Zăvoranu ar fi 5.200 de euro, dar și 6.046 de lei cheltuieli de judecată. Ar urma să existe o licitație, organizată de biroul executorului judecătoresc, la jumătatea lunii februarie. După o perioadă de tăcere, actrița a reacționat și a făcut primele declarații pe rețelele de socializare, Oana Zăvoranu a anunțat că se confruntă cu probleme grave și că a fost strădată de prietenii săi. N-am murit. Mă confrunt cu probleme grave pe care cu ajutorul bunului Dumnezeu le voi depăși. Așa se întâmplă când taci, crezi în prietenii mizere și te lași furat de hoții care strigă hoții. Sau de frați și surori, chiar dacă natural nu-i ai. Voi fi mai activă, pentru că am tăcut și am îndurat ca un martir. Adevărul întotdeauna triumfă.